話して să ne pregătim cu drag, cu calm, cu bucurie pentru somn. Haideți să inspirăm și să expirăm ușor. Să ne împrietenim cu respirația noastră. Doar inspirăm și expirăm. Și ne amintim să mulțumim zilei care se încheie acum. Pentru tot ce ne-a dăruit ea. Să mulțumim cu bucurie. Și doar să respirăm. Și în timp ce somnul se apropie tip-tip, să ascultăm câteva cuvinte de înțelepciune. Să fii om este un dar neprețuit. Dar puțină lume realizează acest lucru. Ai fi putut fi orice în acest vast univers. O piatră, o varză, un carton, orice. Și nu există nici o curte de apel la care să reclami ceea ce ești. Orice ai fi, ești. Nu poți face nimic cu privința asta. Ce ar putea face un biet cartof?
puțini oameni realizează că sunt ființe umane și că au un imens potențial de creștere. Frumusețea și măreția de a fi uman este numai că fiind uman, doar așa poți să atingi Dumnezeirea. Este o cerință de bază. Niciun alt animal nu s-a apropiat de Dumnezeu. Numai om. Și nici măcar toți oamenii. Numai oamenii care sunt cu adevărat vigilenți și conștienți pot crea o punte între ei și Dumnezeu. Această punte, viața nu are sens. Și poți rata foarte ușor o mare